Mergem acum în plan extern. A fost panică la o școală din Statele Unite. Un copil de șase ani a fost arestat după ce a împușcat o profesoară într-o școală din Virginia. Minorul se află în custodia autorităților după incidentul înfiorător. Totul s-a întâmplat după amiază atunci când copilul de șase ani a mers în armat la școala Richneck Elementary din Newport News, Virginia. La un moment dat, băiatul a scos arma și a împușcat-o pe profesoară, o tânără în vârstă de aproximativ 30 de ani. Oficialul a mai explicat că profesoara a fost împușcată în clasă, iar atacul nu a fost unul accidental, ceea ce înseamnă că elevul a tras intenționat cu arma în profesoara sa. Potrivit presei străine, înainte de atacul armat a existat o altercație între profesoară și elev, iar copilul a tras un singur foc de armă. Polițiștii au deschis acum o anchetă pentru a stabili împrejurările în care copilul de șase ani a făcut rost de armă și cum a reușit să intre cu ea în școală.